for Living este o piesă care pe mine mă reprezintă foarte mult. Reprezintă sfârșitul unei perioade din viața mea, căreia îi sunt recunoscătoare că nu mai există. De aceea și Thanks for Living, îți mulțumesc că ai plecat. Este o piesă la care am lucrat împreună cu producători din LA și din America Latină, dar și cu Alexandru Cotoi, un producător român. Thanks for Living este de fapt un scurtmetraj format din 4 episoade, iar cel de-al 4-lea episod este chiar videoclipul, filmat în LA. Am filmat 5 zile împreună cu echipa de producție de acolo, dar și cu Caleb Mohtar, regizor de aici, din România. Mai stai o clipă doar, cuvintele dispar, am tot ce vreau când ești cu mine. Cu tine mă simt în al nouălea cer, cu mine-n brațe ui ziua de ieri. După Thanks for Living, am descoperit piesa Inimă de gheață, în timp ce era compusă și produsă aici în studiourile Phonogram Studios, cu băieții de la trupa Zero și Alex Cotoi, again. Mie mi-a plăcut foarte mult piesa, așa că am decis să cânt și eu, împreună cu băieții. S-o uiți n-ai putea, chiar și tu ai plâns într-o zi după ea. Este o piesă puțin melancolică, dar totodată plină de speranță. Mesajul piesei este acela că chiar dacă la un moment dat ați suferit sau ați avut decepții în dragoste sau ați suferit după cineva, în lumea asta mare fiecare are pe cineva. Asta este, piesa este foarte optimistă și mie îmi place foarte mult și clipul este puțin retro și nostalgic și totodată optimist. Fiecare are pe cineva. Urmează să lansez un single la sfârșitul lunii mai, la care am lucrat împreună cu un producător suedez, Erik Lidbom. Urmează să fac un videoclip la acest single. Este un single diferit, Europop, Dance, J-Pop.